Capitolul 4. Ispitirea lui Isus Hristos. Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis: Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietre acesteia să se facă pâine. Isus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul l-a pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, Ție, îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, Căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Isus i-a zis: Înapoi, a mea, Satano, este scris: Să te închini Domnului, Dumnezeului tău și numai lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului Templului și a zis: Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris: El va porunci îngerilor lui să te păzească, și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Isus i-a răspuns: S-a spus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Isus în Galileea. Isus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. Isus propovăduiește la Nazaret. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și, după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună, Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșau din gura lui și ziceau, Oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Isus le-a zis, fără îndoială, îmi veți spune zica la aceea, Doctore, vindecă-te pe tine însuți. Și îmi veți zice, Fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă, adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani și șase luni și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei. Și totuși, niciunul din ei n-a fost curățit, afară de Naaman, sirianul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Isus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Vindecarea unui îndrăcit în Capernaum. S-a pogorât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua Sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare. Ah, ce avem noi a face cu tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești, te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu! Isus l-a certat și a zis: Taci și ieși afară din omul acesta. Și Dracul, după ce l-a trântit jos, în mijlocul adunării, a ieșit afară din el fără să-i facă vreun rău toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții, Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară. Și i s-a dus vestea în toate împrejurimile. Vindecarea soacrei lui Simon După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. Vindecarea mai multor bolnavi La asfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boli, îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și vindeca. Din mulți ieșau și draci care strigau și ziceau, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu! Dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească, pentru că știau că el este Hristosul. Când s-a crăpat de ziua, Isus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-l caute în toate părțile și au ajuns până la el. Voiau să-l oprească să nu plece de la ei, dar el le-a zis, Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și propovăduia în sinagogile Galilei.